Consilierul local din Pietrare a rămas aseară până târziu în primărie. Se pare că a fost o petrecere unde ar fi băut. A ieșit afară, i s-a făcut rău, a căzut și acolo a rămas până dimineață. Bărbatul de 58 de ani s-a stins la spital. A fost găsit un bărbat în zăpadă. Bărbatul se afla în stop cardiorespirator și cu semne de hipotermie avansată. Pentru a doua zi consecutiv în Harghita, temperatura a scăzut până la minus 24 de grade Celsius. Acum momentan minus 22, cu ceață și depunere de chiciură. La așa temperaturi, să lucrezi în aer liber e o adevărată provocare. Piețarii, dar și paznicii au dârdâit serios, chiar dacă aveau haine mai multe și mai groase ca de obicei. Temperatura e groaznică, gernă praznic. E destul de greu să lucrăm afară, dar suntem serviți cu ceai fierbinte. S-ați venit afară? Da, de azi dimineață, de ziua de ora 7. Văd că vi s-a înghețat mustața, ce? Da. A înghețat cu totul. În Botoșani erau azi noapte minus 17 grade. Am dat centrala la 4. Frig tare, frig. Cei care s-au trezit foarte devreme să plece la serviciu nu se mai opreau din tremurat. A trebuit să îmbrăcăm mai gros, cu căști profesi și după masă, frig tare. Și Suceava a înghețat azi noapte la minus 11 grade. Ger cam ger bine, nu? Ger bine, bazat un plovăr în plus, ce astăzi? Vreo două cam. Dacă nu a fost anul trecut minus 25, minus 30 de grade, cum era? Am avut temperaturi și mai scăzute, cum? Frig afară, frig și în case. Cel mai mult au de suferit familiile care nu au căldură în apartamente. Debranșați din cauza datoriilor vecinilor, oamenii au o singură soluție, să mai pună o haină pe ei. Câte perechi de pantaloni aveți? Două, dacă se poate și trei. Deja sunt bolnavă. Pentru alții care nu plătesc, trebuie să supere aia care plătesc. Și frigul nu pleacă prea repede de la noi. Abia sâmbătă se mai încălzește cu un grad sau două.